Bun găsit la noua emisiune, sunt Sebastian Dan, este luni, este invitat domnul Dima. Bine ai revenit! Bine te-am regăsit, iată a mai trecut o săptămână. A trecut o săptămână, se confirmă faptul că la PNL erau, cum am discutat și data trecută, cei care erau încărți sunt pe pozițiile respective, adică Andronache locul 2 era musai să fie acolo. Era previzibil. Era previzibil, în schimb, iată, Sebastian Cușu deschide la Camera Deputaților lista de parlamentari. Deci asta clar că de pe lista noastră de primari, de viceprimari, îl tăiem pe Rusu. Da, și atunci ce rămâne în cărți se pare Dan Ghiță, cel care este vehiculat în spațiu public. Exact, Dan Ghiță și, bineînțeles, Lucian Pătrașcu de la PSD. Iar la Senat, la PNL, este bătut în cuie deocamdată Mihai Beștea, fost primar al Predealului numai cu ceva timp. Dar, mă rog, o să vedem dacă rămâne bătută în cuie lista asta la București, pentru că știu bine că e o practică a politicilor pe mărul Dâmboviței să-și mai planteze pe aici pe acolo câte un om în poziție eligibilă. Cred că va fi destul de dificil să bage pe cineva în față aici la Brașov, pentru că Brașov a luat un scor destul de mic. Hai să ne gândim, totuși a pierdut pe județ, da? Hai să ne uităm pe județ, da? Și a pierdut mult. Da, și iar e de comentat dacă Mara Mareș, poziția a treia la Camera Deputaților, rămâne acolo. Este... Nu dacă rămâne acolo. Lista a fost votată de activul de partid județean al liberalilor, dar rămâne văzut dacă este poziție eligibilă. E greu de crezut în condițiile în care nu se implică cu toții și nu fac ceva altfel decât au făcut la alegerile locale, europarlamentare, pentru că, vezi tu, Mara Mareș și-a plecat de aici împinsă și a ajuns acolo și a făcut oarecum. Bine, așa a făcut aranjat ploile și a făcut, mă rog, președinta organizației de tineri la nivel național. Exact. E un dat la partide să-și pună tineri pe liste, pe poziție eligibilă, este și doamnă, adică este și tânără și femeie, deja are două aturi pentru a veni într-o poziție eligibilă. Dar rămâne văzut dacă acest scor va fi suficient de bun pentru PNL ca să-și ajungă activă. Dacă nu, probabil va ajunge iară la București, la o funcție executivă la partid. Sau prin redistribuire, știi că... Sau la redistribuire, corect. Pentru că o să colecteze niște procente ale celor care o să mănânce până în 4%, și atunci toate astea o să se arunce și probabil să mai ia un deputat de pe undeva. Părerea mea că rămâne de văzut cum negociază partidele între ele la sfârșit ultimele poziții. Bun, iată, în schimb, astăzi la USR a devenit oficial, deși era cam clară treaba din start, după ce Coliban a ieșuat la primărie. Încearcă să prindă, nu mai poate fi senator, că acolo deja postuirea președintelui filialei județene, Irinel Varău, se mulțumește cu o poziție de deputat. Nu comentez faptul că el vrea să rămână vocea brașovenă, așa spune în comunicat de presă astăzi, dar totuși luptă de la București, adică fuge de brașoveni. El vrea să fie vocea brașovenă, dar de undeva de departe. Păi hai să ne uităm un pic la el, că e foarte interesant ceea ce se întâmplă. Eu spuneam în postările mele pe Facebook de acum mai bine de 4 luni, că, sau 3 luni după ce a pierdut, că el cu siguranță nu va rămâne la Brașov, că așa se lăuda. Voi merge în Consiliul Local, o să mă bată, o să mor cu ei de gât, stăm acolo, luptăm pentru proiectele brașovenilor. Și eu scriam, nu, nu o să facă lucrul ăsta, o să se ducă la Senat sau deputați, și o să lase Brașovul praf, pentru că nu praf, vorba vine, cu ghilimele de rigoare, din perspectivă useristă praf, nemai făcând altceva decât să-și acopere costurile, pentru că acum noi nu știm exact dacă Porsche-le Macan și l-a luat cu banii de la primărie sau a avut alți bani pe care i-a luat cineva sau dacă mașina este a lui sau nu e a lui. Cu siguranță, stimați brașoveni, trebuie să știți că este pentru prima oară când Brașovul are un primar care și-a cumpărat după un mandat un Porsche. Nu că e mișto, Porsche Macan. Deci a fost totuși cu bun simț, nu l-a luat pe la mare, știi, n-a luat Jeep-ul mare, a luat unul mai micuț așa, că oricum și el este mai micuț, știi? Și atunci stai să te gândești că noi am făcut un calcul aici și practic ajunsese la concluzia că dacă ia lui și l-a luat cu bani jos, ar fi trebuit să dea tot salariul pe care l-a încasat în ultimii 4 ani pe el. Da, bun. Rămâne văzut și cu mașina respectivă. Nu știu, că e a lui, nu e a lui, poate doar i-a dat-o un prieten și se plimbă cu ea. Ideea este că este primul primar și trebuie să scoatem asta în evidență, care și-a cumpărat un Porsche după un sau mandat. Și-a cumpărat mandat, sau nu? Sau nu. Rămâne de văzut, bineînțeles, dacă e a lui, dar cu el se dă cu mașina asta. Știi că mai sunt practici de genul ăsta.
e pe o firmă și mă dau eu că mi l-am închiriat. Hai să nu uităm că și primarul Sibiului, fostul primar al Sibiului, Iohannis, primea cât un BMW de la firma respectivă, chipurile ca să facă imagine. Da, deci bine, acum tu ești drăguț, nu, ci vreo 400 și ceva, că nu? Atâtea au luat cei de la Poliția Română. Da, bun. Eu vorbesc de cea pe care o folosea Iohannis când era primar. Bă, mie îmi plac BMW-urile ale Poliției Române. Arată mișto așa poliția, știi? Nu prea îți vine să-i mai dai talpă dacă vrei să alergi. Presupun că vrei să te alergi cu poliția. Da, e un autoturism care poate face față bolizilor. Da, întorcându-mă la întrebarea ta, Coliban a spus că el stă, că luptă, că este atent la proiecte, ca proiectele lui să ducă mai departe. Măi, eu te întreb, care proiecte? Pentru că în momentul în care stai și te uiți la oamenii ăștia, ajungi cumva să-ți dai seama că ori ei trăiesc într-o altă lume, ori noi nu înțelegem ce spun ei. Dar cu siguranță eu am senzația că băieții ăștia au o problemă cu înțelegerea vorbelor. Și este o problemă în general useristă. Știi? Toată lumea vorbește despre niște lucruri care de fapt nu există, sau despre niște lucruri pe care și ei, chiar dacă și le-ar dori, ei nu sunt în stare oricum să le facă, pentru că nici ei nu înțeleg. Și ca să ne lămurim un pic, hai să ne ducem la comunicatul useris, că vine să te apucă plânsul. Da, o să vorbim imediat despre comunicat. Eu zic că nu trebuie să meargă parlamentar, pentru că donațiile nu vor mai fi altfel fel de generoase la fundația doamnei partenere de viață a domnului Coliban. Pe de altă parte, doar cu indemnizația de consilier local, domnul Coliban nu prea poate să mai facă față cheltuielor cu care s-au obișnuit, că totuși obrazul subțire cu cheltuială se ține. Eu mă bazez pe asta, că asta a fost și decizia financiară. Bă, aici la primărie aveam 15.000 sau cât avea salariul primarul, că nu mai știu exact, iar la București am 25.000 sau cât am plus sumele forfetare, plus alte deci sume. Nu o să fie chiar atât de trist. Nu, și are și din ce să-și plătească mașina, știi? Așa. Pe de și nu o spunem din invidie, adică da. Îi felicităm, o alegere extraordinară, foarte bună mașina, felicitări pentru cel mai iubit fiu al Brașovului. Nu, e bine că și-a luat una electrică, sper. Deci eu cred că și-a luat electrică, dar nu cred. Să fie măcar un prim pas concret că face ceva verde pentru Brașov. Exact, pentru că până acum nu a făcut altceva decât să continue proiectele și asta e un lucru bun. Ale fostei administrații, care va fi viitoarea administrație, da, cu autobuzele verzi. Da, doar să nu uităm că s-au pierdut acei bani europeni în poră. Și degeaba continuă acum pe credite. Și hai să luăm pas cu pas comunicatul, pentru că e foarte interesant. Noi vreau să-i mulțumim și Lucian Pătrașcu că ne-a făcut sinteza și n-a mai trebuit să o facem noi. Dar este oricum extraordinar ceea ce ne spune domnul Coliban. Deci da. 10 argumente pentru care să spun așa, el se duce parlamentar. Deci e fabulos. Hai să începem cu un punct rapid. Imediat, pe lângă Coliban la Camera Deputaților, mai sunt la egalitate, Sevo, Ovidiu Paraschievescu, consilier județean, Alexandra Coliban, fostă președintă organizației municipale, despre care... Consiliera lui. Da, dar pe care a strălucit prin anul, nu face nimic, a nu exista. Să precizăm și că nu are grade de rudenie cu Coliban, da, o coincidență de nume, adică să nu o dăm pe nicăieri. E o coincidență de nume. Și Andrei Miftode, parlamentar deputat în funcție. Ce ar mai fi de dat, fiindcă tot am spus tot timpul că și eram contraziși pe social media că suntem mincinoși, Elena Chirilă Buga, doamna Buga, directoarea de la Rial, instalată pe titării total politice de către USR și care a făcut prăpădă acolo, se încuia în birou, a început să toace documente, crede că scapă de nu știu ce e mintea dumnei sale, iată că apare pe lista aceasta de candidați la Camera Deputaților. Bine, pe un loc care este total neeligibil. Dar nu face de foarte bine că apare public, pentru că lumea află cu această ocazie că este o afacere useristă reală. Și a fost o afacere useristă timp de 4 ani. În momentul când te pune cineva pe o listă, este pentru că tu ai făcut ceva în aia 4 ani și... Are merite deosebite. Exact, ai merite deosebite. Și atunci... Făcut ceva bun pentru partid. Și atunci nu te mai miri că ieșeau din primărie tot felul de informații vis-a-vis de tot felul de oameni și tot felul de proiecte, pentru că, iată, cineva și-a făcut treaba cu prisosință. Acum întrebarea mea este alta. A ieșit foarte multe documente din primărie, a Alexandra Coliban, care este mâna dreaptă a lui Coliban. Încă. Nu știu ce se întâmplă la... Primește loc, foarte mare atenție, de deputat
și cu șanse să-l ia, în condițiile în care Coliban se exprima ceva de genul mă duc acolo pentru că sigur o să fie ăsta și vreau să-mi iau imunitate și nu știu ce. Mă, băiatul. Deci cu imunitate, fără imunitate, este posibil sau cu siguranță va trebui să plătești într-un fel sau altul pentru toate golăniile făcute, iar eu sunt convins că oamenii care într-un fel sau altul au fost alături și acum au fost lăsați pe din afară, pentru că sunt foarte mulți lăsați pe din afară, o să înceapă să vorbească. Și atunci cu imunitate, fără imunitate, știm foarte bine că și imunitatea poate să se ridice. Păi banii vor trebui recuperați. Curtea de conturi a venit, a stabilit prejudicii. Povestea cu FC Brașov pe care am prezentat-o în exclusivitate nu s-a finalizat. Trebuie recuperați banii. Coliban a pierdut procesele cu curtea de conturi, a pierdut procesele cu ziariștii care au avut curajul să spună lucruri pe nume. Dar mergem mai departe. O să vedem. Va veni și momentul în care trebuie trasă linie și adunat, să căzut și văzut unde este gaura și cine este de fapt vinovat. Pentru că iată, avem 10 puncte pentru care să nu votați Coliban. Decalogul lui Coliban. Imoral. Deci n-are rost să votați pentru că el v-a spus de ce să nu votați, fiecare punct fiind de altfel o mare minciună. Și să începem cu primul. Voi putea continua lupta pentru proiectele majore ale Brașovului. Unde-s rațele, Marius? S-au dispărut rațele noastre trebuie, de aici. Ne trebuie rațele. Care marile proiecte? Despre ce vorbim? Despre masiv? Ăla-i proiect? Nu, dar care marile proiecte? Aia este o afacere privată. Asfaltarea pe strada lungă peste un canal despre care i-au aflat doar după ce s-au apucat să sape? Care mari proiecte? Aș vrea să văd și eu un mare proiect. Grădinița asta de lângă noi de aici, care nici azi nu e deschisă? Deci despre ce mare proiect? Deci voi continua lupta pentru proiectele majore ale Brașovului. Deci trebuie să înțeleg că proiectele lui George Scripcaru, că la ele se referă, nu? Marile proiecte ale lui George Scripcaru pe care el nu le-a pus în practică 4 ani de zile, vor fi în gura lui în permanență și o să lupte pentru ele. Cred că asta am vrut să zică, nu? Da, nu de acasă, de la București, că... Da, deci votați PNL. Parlament acolo e mai călduț. Sala sporturilor e începută pe urmă Scripcaru, proiect care... Aia de la Bartolomeu. Aia din Bartolomeu, da. Complexul de acolo. E început de Scripcaru, și atenție că Darău a comentat atunci când s-a început și Coliban au avut niște intervenții. Că e mlaștină, că exact. Nu se justifică. Dar... Iar când a fost întrebat, dar acum te-ai răzgândit, ai zis, pe oricum s-a construit și acum mă bucur. Și se ducea lunar să-și facă poze. Exact, ceea ce e funny, da? Deci nu avem mari proiecte, niciunică unde e rața. Spitalul regional, să ne înțelegem. Proiectul s-a făcut s-a trezit exact cum l-a lăsat Scripcarul în aceeași parametri. Păi da, pentru că nu s-a trezit dimineața să întâlnească cu oamenii cu care trebuia să discute despre proiecte. Păi au venit de la București și el a întârziat, a venit pe la 11 că a avut ceva. Atât l-a dus capul, că știi da, asta. Deci asta e declarația lui, nu putem să nu o cităm. Voi putea promova la nivel legislativ modificările necesare. Modificările necesare la ce? Păi nu știu, la poveștile lui nemuritare de pe Facebook. Dar a avut parlamentari. Ce au făcut parlamentarii ăștia 4 ani? Deci nu mișcat, au început lucrurile, lupta de acum 4 ani. Absolut invizibil în parlament. Ce a făcut el pentru modificări? A venit cu vreo propunere, doamne, trebuie modificată legea aia pentru că nu e... Și le-a dat o murație proiectul ăla de modificare la parlamentarii lui, că a avut parlamentari. 4 parlamentari a avut USR-ul. Ce au făcut? Nu i-a avut pe niciunii să spună că se luptă pentru modificarea unei legi, că trebuie ceva la Brașov. Auzi, că voi putea folosi instrumentele de acces la informații și de control. Adică el are senzația că ce face? În calitatea lui de deputat, se duce unde? La Curtea de Conturi și zice, băi, aduceți-vă în control la Brașov? Păi au fost și au dovedit faptul că tu ai o problemă. A, și te duci acum și le spui, vezi că eu am avut o problemă, ai grijă să nu mai am sau cum? Cum adică control? Voi putea folosi instrumentele de acces la informații și la control și de control. Mă, băiatule, tu ce ai în cap? Deci mie începe să-mi fie un pic teamă. Nu, omul ăsta trăiește în altă lume. Acces la informații a avut că a fost primar. Ba mai mult. Și le-a și controlat. În sensul că informațiile a ținut de ele. Le-a interzis consiliul să intre în primărie, să țină totul ascuns. El a deschis primăria brașovenilor, că așa a promis în campanie, acum 4 ani, dar de fapt a năzăvorât foarte, foarte bine tot accesul la informațiile publice. Și nu sunt.
aducem aminte, consilieri locali care se trezeau că trebuie să voteze un proiect de hotărâre și nu primiseră la mapă documentele necesare. Pentru cei care nu știți, în momentul în care se anunță o ședință de consiliu local, se presupune că tu, ca și consilier local, ai primit documentele, ai avut acces la ele, le-ai citit, ai documentat. Nu că le primești comisii, dimineața în care tu vii. Le-ai analizat în comisii și ai luat o hotărâre. Sau nici bancar, nu le trezești că trebuie să votezi ceva și nu știi despre ce vorba. Exact. Deci, despre ce vorbim? Voi avea platformă politică și de comunicare. No. Până acum, dar nu și-au luat oameni de la Agenția Metropolitană angajați pe la spate de... Gândește-te numai când ne-au înjurat, când ne-au înjurat pe noi prin platforma lor de platforma politică și de comunicare. Prin tot ceea ce a făcut pe social media, a avut platformă de comunicare. Dovadă că și-a luat 7% în plus față de acum 4 ani. Doar că nu i-au ajuns. Asta e partea a doua. Doar că această comunicare se pare că a fost mai prost făcută decât a contracandidaților. Cu siguranță nu a fost ce trebuie și știu și asta. Voi putea lua cuvântul în ședințele cele fără a fi blocat, consiliul local, fără a fi blocat. Cum adică? Are senzația că se duce în consiliul local, se ridică și spune eu sunt deputat, trebuie să vorbesc acum? Nu, dragă, există acolo totuși o regulă prin care poți fi și scos afară, oricât de deputat ești. Are dreptul să ia cuvântul. Bun. Bine. Probabil nu o să se anunțe că așa el a pus la punct acel regulament în care dacă un brașovean vrea să ia cuvântul în ședința de consiliu local, trebuie să se anunțe din timp, da. 24-48 de ore înainte, să spună ce îl interesează, ca să știa, să știe domnul Coliban sau să trebuia să fi știut domnul Coliban și aparatul din spate ce să răspundă, să fie pregătit, să nu fie luat prin surprindere. Dar asta e o glumă proastă oricum. Îți dai seama că dacă pun ședințele marțea miercurea, când el trebuie să fie la Parlament, nu se împarte. Circul care făcea Macedonski în mandatul de acum două mandate, în care se ridica de pe scăunel sluganic, îi lăsa locul lui Coliban, exact, să ia cuvântul, să vorbească. Bun, și mai trebuie spus, Coliban nu să vină acolo să ia cuvântul de 15.000 de ori într-o ședință de consiliu local. Oamenii mai au și altă treabă de făcut, să voteze, nu s-au ascult. Nu, dar nu are cum să facă lucrul ăsta, pentru că el trebuie să fie și la ședințele Parlamentului. Și va avea, exact, pe de o parte, va avea un timp limitat. Și chestia asta se poate stabili prin regulament. Nu poate să stea 2 ore, 5 ore să vină să facă el declarații politice acolo și ceilalți să se uite la el, să la Dumnezeu, vai Doamne, ce minune. Dar declarația asta mi-a plăcut cel mai tare. Voi avea resursele cabinetului parlamentar. Pe bune? Adică până acum ai avut resursele cui? Că și asta e foarte interesant. Voi avea resursele cabinetului parlamentar incomensurabil mai mari. Deci, practic, el a avut practic toate aceste resurse aici pentru că s-a folosit de tinerii care se ocupau de promovarea primăriei în tot ceea ce înseamnă interesul personal, pentru că ar trebui să verifice cineva felul în care acei tineri de pe Mihail Weiss, ca să dăm așa doar pe scurt, lucrau exclusiv pentru primăria Brașov sau lucrau pentru domnul Coliban. Pentru că este foarte important de văzut cum acești tineri, de fapt pe banii primăriei, pe banii brașovenilor, scriau tot felul de mizerii despre viitorul primar al Brașovului. Ca să mai vorbim despre noi, că nu are niciun rost. Bine, noi nu candidăm, asta n-am înțeles. Nu candidăm, dar ei n-au înțeles și au dat în noi ca la Balamuc. Foarte bine, și-au cheltuit resurse și... Ei n-au prea înțeles de ce au făcut asta. Deci eu n-am candidat la nimic și nici nu candidez. Și nici nu mă interesează nimic de la primărie. Dar ei și-au folosit resursele aiurea. Dovadă că au avut procente mai puține decât ar fi trebuit în viziunea lor. Bun, este o justificare, o nouă justificare pentru a-și scuza eșecul de la alegeri, da. Coliban. Cum să fie un parlament deputat are incomensurabil mai puține fonduri, nu mai multe fonduri decât un primar. Fiindcă primarul, după cum spuneam, angajați care tot timpul mergeau după el, că vorbim de filmări, că vorbim de postări pe Facebook, pe TikTok, un personaj angajat doar pentru TikTok. Exact. Adică, hai să ne înțelegem, cum spui că n-ai... Cât se numește cultul personalității. Păi da, nu știu câți dintre cei care ne urmăresc acum, cei mai de vârsta noastră sau mai netate, știu despre ce este vorba cu cultul personalității. Deci este o justificare, hai să nu știu, nu-i minciună. Minciuna este întreg mandatul de 4 ani, o minciună a fost.
Dar știi, în grupul lor acolo când discutau și-au dat seama că au uitat totuși să-i sprijine cu ghiune de rigoare și pe cei care l-au ajutat în primul mandat. Drept urmare, face o declarație mai mult decât extraordinară și useriștilor, dragilor useriști. Vă dați seama acum că doar acum aș dă seama, zice așa, voi face echipă cu consilierii noștri locali. Băi, acum te-ai prins. Deci după 4 ani de zile în care practic el n-a făcut echipă, dar trebuie să ajungă parlamentar, sau trebuie să ajungă parlamentar ca să facă echipă cu consilierii locali? Deci el este destul de ciudat în exprimare și este clar că în momentul în care a scris acele 10 puncte, le-a scris pentru că vrea 10. Adică așa îi sună lui bine. Dar îți dau o veste tristă. Le-a scris cineva. Le-a scris cineva? Nu, mă, că mai scrie și el. Că mai scrie și el așa. Dar, din nefericire, scrie și adevărul. De data asta, asta este un adevăr și trebuie să recunosc. Echipa cu consilierul local n-ai făcut pentru că nu i-ai băgat în seamă. Orice proiect au venit și au spus că ar trebui făcut, nu l-au luat în considerare. Echipa de consilieri locali este total nemulțumită de felul în care a gestionat campania electorală. Oamenii ăștia au spun în diverse locuri faptul că a făcut o groază de greșeli în campanie pentru că el avea ură pe anumite persoane și din cauza acelei uri pe care a avut-o, campania a trebuit să se ducă împotriva acelor oameni în loc să se ducă înspre ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului. Ei sunt frustrați și supărați pentru tot ceea ce a făcut, dar nu pot deocamdată să facă nimic. O să vezi tu ce de săbii l-a figurat, bineînțeles, o să apară după alegerile parlamentare. De-abia aștept să se termine alegerile, pentru că vă veți vedea, dragi brașoveni, vă respectăm decizia de a vota cu oricine, dar o să vedeți ce înseamnă, de fapt, acest partid fascist. Și o să îmi justific la momentul respectiv argumentele, pentru că dacă ești împotriva lui, te desfințează, te umilește, creează cele mai josnice imagini, numai din dorința de a arăta că ei sunt puternici și dacă tu îți permiți să ridici vocea, vei fi umilit în public. Asta fac ei. Și o să vă arătăm de ce nu trebuie să votați USR. Votați orice, dar nu USR. Hai să mergem mai departe. Îi voi putea ajuta și pe colegii primari din județ. Păi, tocmai asta n-a făcut. Putea să-și ajute colegul din Sâmpetru, care este coleg de partid, și nu a făcut-o. Nici măcar strada aia în acest loc, care acum 3 ani se păteau pumnul în piept că ei rezolvă și... Care iar nu-i proiectul lui. Care nu este proiectul lui, dar putea să-l pună în operă. Nu mai conta, el tăia panghica. Pe cuvântul mare, chiar nu mai interesează cine taie panghica. Poate să fie de la AUR, de la Partida Romilor. Exact. Bă, dar să facă ceva. Dar nu, să n-a făcut nimic. Această, dacă vrea să-l ajute pe Arhire, care, by the way, Arhire a câștigat. Da. Primăria. Exact. Iată ce spune. Că și el, Arhire, a fost isteț și a jonglat cu voturile de la PNL, PSD, i-am căierat. Sau... Dar eu cred s-a canibalizat cei acolo. Arhire este un lider userist care ar putea să facă din acest partid un partid serios în Brașov. Cu o singură condiție. Să-l mazilească pe Coliban de la conducerea partidului local. Dacă face lucrul ăsta, pentru că el a dovedit că poate, și este și un om cât de cât părerea cu care poate să mai ai o discuție civilizată și normală. Părerea mea că o voce puternică la USR va fi primarul Râșnovului, singurul primar care contează corect, în această oră de USR. Nu că n-ar conta și ceilalți, de la doamna de la Dumbrăvița și Arhire. Dar totuși Râșnovul e Râșnov, e oraș. Pe de o parte, părerea mea că în plan local, administrativ, primarul de Râșnov va ajunge, dacă există așa ceva, un președinte al Râșnovului local din județul Brașov, sau ar trebui să fie ales, pentru că ca și înainte, el ca și consilier local a dus o luptă la baionetă și faptul că a dus-o corect sau a dus-o pe placul râșnovenilor a fost votat și a câștigat, pe de o parte. Pe de altă parte, Coliban, el pleacă de pe poziția de perdant. A pierdut. Faptul că e pe prima poziție la deputați, da, îl va propulsa într-o... Dar hai să vorbim. El este un pierzător prin definiție. El a câștigat acum 4 ani mandatul de primar pe o conjunctură. Da? Cu voturi foarte puține, cu COVID-ul în care n-au ieșit oamenii la vot pentru că le-a fost teamă de sănătate. Deci el este o conjunctură. El toată viața a profitat de o conjunctură.
El de asta nu o să mai fie primar niciodată. Dar mai vreau să pun unul aici. Ai o singură chestie, ce m-a amuzat la un moment dat, discutam cu niște prieteni, Coliban, care l-a urât foarte mult pe Sebastian Rusu, că l-a amintit la începutul emisiunii. Și a încercat, exact cum spuneai tu, să-l umilească, să-l desfințeze, să-i a făcut birou în cimitir. De asta spun că sunt niște fasciști. Să nu uităm acest lucru. Schimbul va ajunge să fie de la egal la egal cu Sebastian Rusu, în Coliban va fi coleg cu Rusu în Camera Deputaților și vor avea același nivel. Deci Coliban față de Rusu cade. Sau exact. Crește Rusu, scade Coliban. Și iar două afirmații care m-au făcut să mor de râs, înainte să venim să filmăm... Voi putea face publice toate fără de legile viitoare administrații. Deci el pleacă de la premisa că George Scripcaru vine și începe și face dezastru. Eu cred că George Scripcaru prima oară când ajunge în primărie, adică peste câteva zile, ar trebui să verifice fără de legile actualei administrații și rog pe domnul Coliban să le facă publice. Nu? Da, hai să noi aducem iar aminte. Când era candidat la primăria Brașov acum 4 ani, Coliban spunea despre Caru că este penal, că este hoț, că a furat, că a făcut, că a trezut. A făcut un audit. A făcut. Pe banii brașovenilor, câteva zeci de mii de euro tocați de banii brașovenilor. Unde a auditat? De ce nu ne-a auditat? Unde sfără de legile? Noi l-am tot cerut și nu ni-l dă, dar cred că ar trebui să-i facem un pic de plângere penală, pentru că nu respectă legislația în vigoare. Și am mai spus o chestie. Apropo de transparență. Da. Am mai spus o chestie pe care nici el nu o crede. Este o soluție probată care a dat roade în 2020 și anume el să fie parlamentar. Măi, a dat roade pentru că nu te-am băgat în seamă. Dar acum o să fie băgat în seamă foarte tare și pentru că era COVID și pentru că oamenilor le-a fost frică să vină la alegeri. Dar acum nicio șansă. Eventual, cu puțin noroc, poate o să fie președintele partidului sau userist, locul, nu știu dacă nu vine Fritz sau dacă nu, știi? Tocmai, având în vedere că el a pierdut, bine, e adevărat, fiind la București acum mai mult, poate președintele partidului la București ar putea să fie o soluție. Nu, de... într-un singur context poate să ajungă, doar dacă iese Elena Lasconi președinte, ceea ce nu se va întâmpla. Deci va fi un obscur parlamentar care se va duce cu gentuța și cu Porschele Macan. O să-și facă treaba și din când în când vine la Brașov, mai face niște poze în fața primăriei și se va comporta ca un, să spun așa, partid în opoziție, în condițiile în care colegii lui de la USR sper să fie suficient de inteligenți și să aibă grijă pentru ca proiectele Brașovului să meargă înainte. Ălea pe care Coliban vrea să le vadă. Pentru că dacă nu faci proiecte, nu faci, dai cum să ai ce să comentezi. Dar el n-a făcut, e ok, tot ce a făcut a făcut prost. Da, mai avem doar 2 minute, din păcate de pe PSD n-am aflat prea multe. E de bănuit că Marius Dunca va deschide lista de candidați la Senat. Probabil la Camera Deputaților, Marian Rastaliu, având în vedere toată acea tevatură în partid care a avut loc la alegerile locale când... De la București s-a decis ca George Scripcaru să fie candidatul comun PNL-PSD și atunci Pătrașcu s-a dus către Consiliul Județean, iar Marian Rastaliu a renunțat la candidatura la Consiliul Județean. Probabil va deschide lista la Camera Deputaților. Roxana Mânzatu, europarlamentar, deci domnia sa a fost recompensată și merită pe deplin, ba este chiar comisar european și este și vicelider al Comisiei Europene. Și să vedem dacă nu cumva de la București primesc vreo surpriză în plic. O surpriză în plic. E interesant de văzut. Pentru că bănuiesc că și în PSD sunt persoane tinere, persoane care vor să se afirme, deci bătălia va fi destul de interesantă. Știi că noi am început acum mai bine de 6-7 luni spunând că PSD nu își promovează tinerii. Iată că ne-au, să spun așa, ne-au ascultat sau au vrut să dovedească faptul că noi ne înșelăm. Și uite, Roxana Mânzatu este vicepreședintele Parlamentului European, rămâne să valideze și Parlamentul, dar una peste alta, sunt foarte curios și eu ce va fi la PSD, dar despre PSD vorbim săptămâna viitoare mai în detaliu. Probabil vom avea mai multe informații despre listă. Păi pe asta mă bazez și eu. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, Sebastian Dan, ați urmărit cu listele zilei, invitatul de astăzi, Dima, toate cele bune!